mai recent studiu pentru hidroxiclorochină, folosită pentru bolnavii de COVID-19 din SUA, arată că mortalitatea este mai mare pentru cei care au fost tratați cu acest medicament decât pentru cei care nu l-au avut în schemă de tratament. There are 368 patients and they were sort of some patients got hydroxychloroquine, some got a combination of hydroxychloroquine and azithromycin and some got neither. The patients who got the combination therapy, about 22% of them unfortunately died. Patients who did not get that combination therapy, 11% of them died. If you just got the hydroxychloroquine, it was even worse. 27% died. Studiul făcut în spitalele pentru veteranii din SUA nu a fost validat științific, dar copleșiți de pandemie, oamenii de știință nu au timp de studii ca la carte, care durează uneori ani de zile. But the evidence has not been very good around hydroxychloroquine. These are early studies. I mean, you know, and under any other circumstances, Anderson, we probably wouldn't even be reporting on these studies. Este nevoie de studii mari. Un studiu clinic cu 10.000 de doze de hidroxiclorochină este făcut la New York. Agenția pentru Medicamente din Statele Unite a primit datele și le va face publice. Între timp, unii medici renunță la acest medicament. Hidroxiclorochina face parte din protocolul de tratament pentru COVID-19 și în România. Medicamentul va fi produs la Antibiotice Iași.